Candidatul Partidului Șor pentru funcția de primar de Bălți, Marina Tauber, contestă la Curtea de Apel Chișinău hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind suspendarea turului 2 al alegerilor locale de la Bălți, care trebuia să aibă loc în 5 decembrie. Potrivit Marinei Tauber, decizia autorității electorale este ilegală, deoarece codul electoral nu prevede nicio procedură privind suspendarea alegerilor. Solicitat pentru o reacție, vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a declarat că nu își amintește ce prevede în acest caz codul electoral. Nu vă supărați, dar eu acum nu am codul electoral în față ca să mi-amintesc. Toate referințele la norma legală sunt o hotărâre. Marina Tauber adaugă însă că, în plus, în momentul emiterii deciziei CEC, nu exista o hotărâre irevocabilă a vreunei instanțe. În cererea de chemare în judecată, candidatul Partidului Șor pentru funcția de primar mai constată că membrii CEC și-au depășit grav competențele stabilite de lege, au emis un act ilegal care afectează direct interesele concurentului Marina Tauber, aleasă în primul tur al scrutinului din Bălți cu voturile aproximativ 48% din cetățeni.